În acest weekend, giurgiuvenii își pot cumpăra din nou produse tradiționale naturale 100% la prețuri minime direct de la producători. Totul este posibil în cadrul celei de-a doua ediție a târgului de primăvară. Cârna stocați cu Barda, produse lactate, produse de artizana și dulciuri, asta pot găsi giurgiuvenii pe tarabe. Chiar dacă târgul s-a deschis abia de dimineață, la ora prânzului deja clienții au început să apară. Pentru a câta oară sunteți la Giurgiu? Nu am ținut o evidență, dar cred că sunt vreo 4 ani, 5 de când tot venim și venim cu drag. Deci chiar ne-am îndrăgostit de Giurgiu. Sunt oameni foarte buni, cum se cade și vin la cumpărături. Din puțin tot cumpără. Spuneți-mi ce le oferiți. Păi avem jambon de porc, cârnatul tocala Bardă, care este foarte bun, deja cunosc produsele, clienții când vin, mușchi, ceafă avem, carne de la untură. De unde ați venit? Bună ziua, din București. Ce le oferiți giurgiuvenilor? Pentru prima oară sunt aici la dumneavoastră, le ofer accesorii, bentițe cu personaje Disney lucrate manual, iar ceilalți colegi ai mei le oferă produse tradiționale, carne, artizanat, mai sunt obiecte de cult, dulciuri de casă. Ce le oferiți giurgiuvenilor? Giurgiuvenilor le oferim gamă variată de produse și de post și de dulce. Avem absolut tot ce ține de tradiționalul românesc, începând cu carmangerie, handmade-uri, absolut tot. Prețurile? Prețurile variază. Avem de la 4 lei, 6 lei pe 100 de grame. Absolut tot ce doriți. Și de post și de dulce ne găsiți până duminică inclusiv. Pe lângă produsele tradiționale, organizatorii târgului s-au gândit și la cei mici. Pentru ei și-au făcut apariția comercianții mini-parcului de distracție. Trenulețe, mașinuțe și carusele, toate sunt pregătite pentru cei care îi vor vizita. Târgul este deschis vis-a-vis de Spitalul Județean Giurgiu până duminică.